Principalele noastre deziderate au fost acelea de a consolida Ceronavul, de a crește valoarea lui pe piața internațională, de a crește piața și de a deveni dintr-un centru, dacă vreți, un centru național, dar de a deveni într-un centru regional. La prezentarea bilanțului pentru acest an, reprezentanții Ceronav spun că veniturile uriașe se datorează noilor cursuri introduse, dar și tehnicii de marketing foarte agresive. De asemenea, nu lăsăm deoparte, fiind o cale deschisă și o ușă nouă pentru noi, o activitate nouă, cursurile de offshore. Ne dorim pe offshore să introducem cursurile de hidrogen sulfurat, cerute obligatoriu, cursurile de escape shoot, iar la fel pentru zona Norvegiei, și cursul de donat, de coborâre în rapel de pe platformă și de la înălțimi. Iar în următorii 4 ani, conducerea Ceronav are în plan investiții care dublează valoarea actuală a companiei. Investițiile importante realizate sau în curs de realizare pentru anul acesta, 2013, menționăm poligonul de antrenamente, mijloace de salvare pe mare în baza de instruire Ceronav. Aceste investiții pe 4 ani vor fi aproximativ echivalente cu investițiile din ultimii 38 de ani de la înființarea companiei și până acum. Ceronav deține 4 puncte de lucru la Constanța și Galați, iar anul acesta a deschis unul și la București.